Bun, mergem mai departe și în acest video o să creăm axele în plan. Da? Deci noi avem, o să avem aici două axe. Un ax și al doilea. Și poate o să creăm și al treilea ax aici ca să facem intersecția, da? Să amenajăm intersecția. Aici automat o să se racordeze între axe, dar aici o să trebuiască să mai creez un ax ca să pot face și aici racordarea, da? Să se racordeze la axul existent. Vedem. Mergem în editorul de aici la editorul, selectăm lucrări lineare, da? Adică în plan. Da? Noi aici definim axele. Aici avem axa 1, 1 și putem să-i dăm un nume, da? Strada 1. Da? Strada 1, strada 2 sau cum se numește strada Basarabiei, Unirii, cum se mai numește ea. Da? De aici, din start, putem să-i dăm niște lățimi informative, da? Ca să putem merge cât mai pe mijlocul drumului existent și la preferință este să bifăm la plan desenarea linii informative, da? Bine, avem și opțiunea pentru supralărgiri. Salvăm, acceptăm și începem să desenăm axul nostru. Pentru a defini axul, mergem la elemente traseu. Și de obicei, orice ax este format din elemente și curbe. Pentru aliniment avem nevoie de minim două puncte, da? Început și sfârșit aliniment. Și pentru rază avem nevoie, la fel, în cel mai puțin de o rază, da? Sau putem să o facem și prin puncte. Și acum aici o să-i dau o snap vertex să se lege de axul existent și începem, da? Deci de aici până aici este alinamentul nostru, da? Mai adăugăm încă un aliniament. Eu de obicei desenez aliniamentele, după care îi definesc razele. Da? Deci adaugă primul punct și al doilea punct. Da? Și aici mai departe deja nu mai contează. Este suficient. Și acum pur și simplu inserăm razele. Da? Noi suntem pe acest element și dăm aici inserare raza. De fapt, tipul obiectului. Da? Deci ăsta. Dacă aici avem 0, tipul elementului este aliniament. Dacă noi aici selectăm 8, el îl recunoaște ca rază. Da? Și aici avem valoarea pentru rază. Băgăm. Dacă este contra acelor decesori, este cu minus. Dacă este în direcția acelor decesori, este cu plus. Da? Deci noi trebuie să băgăm aici raza. Da? Deci e contra acelor decesori, merge negativă și băgăm minus 15. Îi dăm calcul, da? Și este cât de cât ok. Nu o să stau acum să le centralizez foarte bine. Ideea este clară. Noi putem să tragem de aceste elemente ca să o centralizăm. De exemplu, aici o să trag un pic să merg mai departe de gard. Așa. Aici iarăși inserăm un element de tip 8 și adăugăm o rază minus 100. Și aici iarăși inserare tip 8 minus 50. Liniile astea albe sunt acele lățimi pe care le-am adăugat noi aici, de 2, 2, 2 cu 2 metri. O să-i dau 1,5 pentru că existentul nostru este mai mic de 2 metri. Da? Și de aici putem să modificăm tipul de linii pentru afișare. Liniile astea este de tipul 401, dar dacă îl modificăm, da, se modifică. Da? Deci putem să selectăm orice tip de linie pentru afișarea lui. O să las așa. Și dau save. Și mai creăm încă o axă. Aici putem să-i adăugăm viteza de proiectare. 30. Mai adăugăm încă o axă și scriem strada 2. La fel. 1,5. 1,5. 1, 2, 3. Viteza de proiectare 30. Și mergem să adăugăm elementele. Da? O să plecăm de aici din intersecție. Selectăm o snap intersecție și o snap vertex. Ia să vedem până aici merge. Da, perfect. E bine. Da, și ăsta este al doilea ax. Doar că noi trebuie să mergem până în... Bine, hai să desenăm și al treilea ax. Să fie... Adaug axa 3.
30 și aici putem să adăugăm în felul următor. Primul punct, încercăm să vedem dacă merge. Al doilea punct și ăsta o să transformăm în aliniament cu rază, da? Deci tipul este 0, dar nu merge. Tipul este 0, dar noi putem să vedem rază, da? Dar dacă ne uităm noi, nu prea pică bine, da? Pe existent mă refer, nu prea se potrivește. Și atunci o să lăsăm 0, îi mutăm punctul ăsta aici, da? Și mai adăugăm un aliniament aici. Și între aceste două elemente o să băgăm o rază, ca să fie mai corect. Inserăm 8 și aici îi zicem 30, de exemplu. Este mare, îl tragem așa și o facem mai mică de 17. Da? Dăm calcul. Și acum pe ăsta putem să-l extindem până în acest tax. Adică mai adăugăm încă un element. Nu există o funcție să-l extindem până aici, da? Eu de obicei mai adaug încă un element și acesta deja cu o snap intersecție mă duc și zic că punctul 2, da? P2 scrie aici, punctul 2, ăsta să meargă până aici, până în intersecție. Și pe ultimul element îl ștergem, da? Și acum noi avem axele. Da? Deci noi am creat 3 axe, avem axa 2 din 3, noi suntem pe axa 2. În total avem 3 axe și acest fișier îl putem salva. 001. Eu aveam deja făcut aici 001. Da, și axele sunt definite. Noi deja putem să mergem mai departe, să creăm. Următorul pas este să tăiem transversale prin existent, ca să avem făcută linia terenului prin ax, după care putem să facem linia roșie, putem să definim secțiunile transversale, da? Ok.